Bun găsit, răunați nimerit, sunteți la judecata de acum și ne revedem după o lună de zile de emisiune înregistrate din nou în regim live. Salut, Ovidiu! Salutare, Vlad! Ce faci? Uite, stăteam și contemplam prăbușirea, ca să zic așa. Am fost și noi plecați un pic în concediu. Tu! Eu, da, tu ți-ai petrecut concediul în sectorul 1 al capitalei. Frumos, da. Al capitalei românilor, români care, iată, sunt mai degrabă întristați în aceste zile, pentru că, practic, nu mai au nici guvern, partidele joacă un fel de bambilici sinistru de data asta, nu comic, de obicei bambiliciul e în registru comic. Totuși, trebuie să nu ne pierdem ultima urmă de rațiune și să constatăm că este și un pic de condiment acolo de circ. E condiment. Mă rog, nu e coie, e bufă, așa, știi? E butaforie și comedie bufă exact. În spațiul nostru politic, care e profund deficitar la politici și la oameni. Exact. Cam asta e, putem să livrăm concluzia asta de la început, înainte să debutăm orice fel de discuție despre, desigur, criza guvernamentală, care a pocnit din degete acum mai bine de o săptămână și în fiecare zi vedem lupte de capă și spadă. Capră și spadă. Capră și spadă. Simt nevoia să le spunem oamenilor de la început la ce să aștepte. Astăzi o să fie o ediție mai degrabă de comentariu, dar nu doar de comentariu. Avem niște detalii, niște documente, niște, nu știu, dezvoltări pe care le-am înțeles noi. O să punem pe masă și faptele pe care ne bazăm aceste concluzii. Și, cam în zona asta va fi povestea. Mă gândesc că am putea să începem, dacă îmi permit să-ți iau eu vorba de gură, așa cu japca, la ce spuneam noi doi, aici, la această superbă măsuță, acum 5 luni, când și-a anunțat marele nostru Superman, nu? Că am văzut... Uite, vezi? Bufă. Atenție, s-ar putea să zboare pe deasupra. Să nu ne pice ceva pe aici, da. Noi spuneam atunci, cu amărăciune, așa, văzând intrarea triumfală, cu dărâmat ușa, practic, sau prin peretele de pe lângă ușă, în cursa asta a premierului pentru alegerile cursa, că despre asta. Uite, mi-aduc aminte că am numit-o noi chiar de atunci cursa pigmeilor. Încleștarea pigmeilor, da. Spuneam că nu se va întâmpla absolut nimic în următoarele luni de zile, multe atunci, pentru că păreau multe, era aprilie, hai să zicem mai devreme. Da. Sunt 4 luni, 5, dacă mai punem și ce a rămas până la alegeri la congres. Într-o viață a unui stat în dezvoltare, să nu se întâmple absolut nimic, este un dezastru, după părerea mea, nu știu, poate... Dar s-au întâmplat lucruri, s-au certat oamenii între ei, au fost demiși inspectori școlari pentru că nu erau în echipa câștigătoare, au fost numiți alții pentru că erau în echipa câștigătoare și tot felul de evenimente de partid. Îți aduc aminte de... fosta noastră colegă Mioara Costin, care scria documente acolo, că, uite, cu antetul guvernului, dar care totuși nu era un circuitul guvernului. Uite, prima chestie de noutate, deși nu e cine știe ce demers, nu mă îmbrac în Superman când anunț chestia asta. Dar ar fi fost mișto să ne îmbrăcăm în Superman pentru emisiunea asta. N-avem recuzită, n-avem. Suntem... Practic, îți dai seama, tu ai fi fost un Superman durduliu, exact, iar exact, eu unul somalez, dacă pot să zic așa. Ideea este așa, am anunțat că am cerut pe 544 guvernului să explice, practic, am pus o sumă de întrebări în legătură cu acel document, cu antetul guvernului, care n-avea treabă cu guvernul, da? Întocmit da. De doamna Mioara Costin, lucru pe care consilieră guvernul... Consilieră premierului la momentul respectiv. Consilier de stat, adică da. O funcție nu era un fel de sfătuitorul de acasă sau ceva. Document, repet, cu antetul guvernului, el neavând nicio treabă cu guvernul, făcut de cineva la guvern, în principiu plătit pentru munca la guvern. Da. Nu în... nu știu, în slujba, în stipendia unei entități private. Dar hai să nu mai explicăm asta, că am explicat deja așa, lucrul ăsta da. Și cred că e suficient de bun simț ca să știe deja lumea despre ce-i vorba. Corect.
Am anunțat că am cerut niște informații. Guvernul, înainte de a 10-a zi, mi-a solicitat respectuos să împingem termenul până la 30 de zile, cum spune adminter legea 544. Am așteptat că, na, e dreptul lor. După 29 de zile am primit un răspuns atât de bun încât practic o dau în judecată guvernul pentru practic încălcarea legii 544, pentru că răspunsul ăla este o, nu știu cum se spun, o abjecție, o dejecție care vorbește despre imposibilitatea furnizării unui răspuns în ciuda unei prevederi a legii 544, care spune clar că dacă nu poți să dai un răspuns, trebuie să comunici petentului în 5 zile. Da. După părerea mea, orice judecător care știe alfabetul român citește textul ăla de lege, vede cronologia, care sigur este clar de văzut că sunt documente. Mă rog, și e relativ și simplă, adică nu e o cronologie așa stufoasă. Și eu cred că o să câștig acest proces. Da, Am dat în judecată guvernul. Lucru pe care l-ai anunțat tot aici la măsuță, că vei da în judecată dacă nu vei primi dacă un răspuns, un sau răspuns, sigur, dacă primești un răspuns care e mizerabil, da. E un răspuns dat doar ca să fie dat, fără a spune iată ceva. Iată varianta B. S-a întâmplat. Iată varianta și eu am B. făcut ce am promis. În fine. Îți doresc cale bătută în justiția mulțumesc, română. Da. Vrei să începem chiar de aici, chiar de la justiție, discuția noastră? Ce ne-am propus noi la această emisiune de revenire după vacanță e să discutăm despre criza guvernamentală și să ne uităm la ea din mai multe unghiuri. Exact. Și ăsta e practic unghiul chiar de la originea crizei, de la începutul crizei, sau unul dintre ele, alături dintre de celebrul ele. Program Angel Salini, denumit PNDL-3, așa, în limbajul de pe Facebook. Normal este PNDL-3, dar denumit Angel Salini ca să nu mai fie PNDL-urile lui Dragnea și al lui Udrea. Ai văzut este... că am pus pe cartonul de sumar la mulți ani Angel Salini. Exact. Ca să fim în ton cu guvernarea liberală, ți-aduce aminte că doamna Raluca Turcan i-a urat la mulți ani lui Samuel von Brucanthal. Îi urăm și noi pe această cale să fie sănătos. Hai să începem de la justiție, pentru că această criză a debutat și cu acolada justiției, dacă pot să zic așa, sau cu o discuție despre justiție, despre încercările, micile încercări de reformă ale fostului ministru Stelian Ion, care s-au lovit de zidul de la Cotroceni. Exact. Dacă pot să fac acest sumar brutal și hai să intrăm mai în dedesubtul lucrurilor, să nu rămânem doar la sumar. Prima chestie pe care, nu știu, ar trebui să o citească oamenii care sunt interesați de povestea asta este o, nu știu să spun, un editorial, dacă pot să zic așa, un comentariu al lui Stelian Ion, ministru demis de la justiție și practic scânteia care a declanșat debandada asta în care suntem astăzi. În acel comentariu, ministrul Stelian Ion explica practic ce n-a putut să facă și de ce n-a putut să facă. Este un comentariu publicat pe site-ul Digi24. La Digi24, exact. Da. Acolo Stelian Ion explică niște lucruri care, odată citite, te fac să te întrebi tu, cetățean, dacă nu cumva ești într-un film prost. Stelian Ion explică, de exemplu, de ce n-a putut să facă tot ce ar fi trebuit să facă pentru a dezmembra, demantela SIJ. Despre SIJ, noi am înțeles în N momente am vorbit, că este un lucru greșit. Ne-o spun niște oameni, dincolo de orice, nu știu, suspiciune de partipriș și așa mai departe. Comisia de la Veneția, Comisia Europeană și așa mai departe. Stelian a încercat să desființeze SIJ. Da. Și s-a lovit de rezistența UDMR în principal. Aia a fost cel puțin vizibilă tot anul. La vedere. Tot anul a fost vizibil că UDMR-ul nu acceptă orice fel de desființare a SIJ, ci o desființare cu condiții, de fapt cu o condiție, aceea de a muta dosarele de la SIJ la parchetul general, la o secție a unui procuror, exact, cum să zic, Licu. Să arăt exact. Epoleții inexistenți de pe umerii mei, nu? Inexistenți la tine. La mine, da. La mine, da, da. Deci procurorul Licu este un pupil al lui Gabi Oprea și cu asta am închis orice discuție. Iar UDMR-ul propunea
sigur, desfințarea SIJ, dar mutarea tuturor dosarelor de la SIJ și cu, tot cu competență pe magistrați către această secție. Deci un nou SIJ cu un șef comparabil, dacă nu chiar mai rău. Dacă ne uităm, râdeam mai devreme, SIJ a avut un rechizitoriu în ultima perioadă. E cu 100% mai bun decât SUPC, secția de urmărire penală și criminalistică a domnului Licu. Această secție n-a avut niciun. Super. N-a avut niciun rechizitoriu. Da. Păi uite, primea de la SIJ. Era o șansă. Nu, păi nu, că l-a făcut SIJ pe ăla. Trebuia să facă și ei unul undeva, cândva. În fine. Deci asta este povestea, la vedere. Am văzut când a fost demis Stelian Ion, premierul României, spunând că Stelian Ion n-a făcut ce trebuia el să facă pentru a desfința SIJ. Văzând opoziția fără argumente a UDMR-ului, că a fost o opoziție fără argumente, noi nu vrem, punct. Da. Am înțeles că nu prea avea ce să facă Stelian Ion, că dacă eu nu vreau, nu știu, să mă duc dincolo, nu mă duc dincolo, fiind, având tot dreptul să fiu aici, în poziția asta. Nu știu ce argument să dau ca să explic aberația argumentului UDMR, da, și a argumentului premierului. Ce putea să facă Stelian Ion? Probabil că în logica liberală trebuia să accepte soluția UDMR, adică o desființare de fapt de fațadă a SIJ-ului doar pentru ca acele dosare să fie mutate, păi da, da, la această secție din subordinea parchetului general. Am înțeles, dar asta nu respecta opinia Comisiei de la Veneția. Da, e adevărat. Dar înțeleg că există o nemulțumire dinspre Palatul Cotroceni chiar și pentru că s-a solicitat această opinie a Comisiei de la Veneția. Asta este lucru pe care l-am aflat astăzi. Stelian Ion a făcut acest demers către Comisia de la Veneția, după părerea mea, unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-a făcut el în ministeriatul lui. Mă rog, n-a făcut atât de multe. Mă rog, nu e momentul să-i facem bilanțul. Putem aici. Putem să facem un bilanț. Poate îl facem săptămâna viitoare. Da. Nu vreau să intru acum în discuția asta, dar nici nu vreau ca lucrurile să pară cumva în această zonă în care Stelian Ion a fost în permanență cavalerul pe cal alb pe care toată lumea l-a atacat cu săgeți și topoare. Sub nicio formă nu pretind asta, dar chestiunea asta este una dintre cele făcute foarte bine de acest om. Da, omul aici ăsta, ministrul al justiției. Solicitarea opiniei Comisiei de la Veneția a fost un pas bun în această poveste. E foarte simplu. Omul ăsta a zis, bă, eu sunt doar ministru într-un guvern de coaliție cu niște oameni în care nu pot să am încredere, iată că a avut dreptate. Da. Și atunci am nevoie de un ciocan mare cu care când dau să dărâm masa. Cine e ciocanul ăla? De unde vine el? De la Comisia de la Veneția. Mă duc și îl cer. Iată că președintele Iohannis a fost nemulțumit de apariția acestui ciocan în peisaj. Astăzi aflăm chestia asta. Adică marele reformator al României, nu? Da. Marele omul care aprecia vederile Comisiei de la Veneția, da? Când avea o nevoie politică, și anume să lovească în dușmanul de la PSD, care nu mai e atât de dușman zilele astea, după cum vedem. Mai nou, da, este. O să ajungem și acolo. Bun, în chestia asta, eu am văzut multă mizerie pe scena politică în anii ăștia în care mă tot uit, în special în zona de justiție am văzut. Dar să-l văd pe premierul României spunând senin că omul ăsta care a cerut această opinie de la Comisia la Veneția n-a făcut suficient, în condițiile în care realitatea era de fapt că Iohannis și cu el n-au făcut suficient pentru a implementa opinia aia, nu? Pentru a o transpune în realitate. Da. Este ceva ce... Vreau să-ți reamintesc un lucru înainte. Adică să Superman e plin de maro. Este. Numai pentru asta. E un Superman maro, da. Maro, vreau să-ți reamintesc că înainte să se pronunțe premierul Câțu pe această temă, se pronunțase a justiției, mă refer, și a lucrurilor pe care nu le-a făcut fostul ministru Stelian Ion, se pronunțase acum vreo lună de zile, poate mai bine de o lună de zile, chiar președintele Klaus Iohannis. Care îi reproșa fix asta. Îi reproșa faptul că nu a găsit modalitățile încă o dată de a media această desființare a SIJ-ului. Sigur, a fost laconic, nu a spus mai mult de atât, a spus doar că e un minus pe care el, de la înălțimea funcției prezidențiale, îl dă activității ministrului justiției. Păi ce ar fi pasul următor? Ar fi fost să spună,
știți, de fapt nu l-am lăsat eu. Ceea ce da. Totuși nici măcar Iohannis, care, hai să mai tragem o concluzie așa scurtă de parcurs. Să vede că omul nu e foarte, nu e cel mai ascuțit creion din penar, știi? Adică nu e. Oamenii care vorbesc chestiile astea au totuși niște probe, inclusiv această ieșire a lui din august. Ovidiu, pot să spun, uite, e un aspect interesant, dar cred că e o percepție greșită asta pe care o avem, că președintele Klaus Iohannis e depus în categoria tălâmbilor. Sunt tot mai puțin convins de lucrul ăsta. Am avut și eu, la rândul meu, înclinația în anii din urmă de a-l plasa în zona respectivă, apropo de creioane ascuțite din penar și de oameni mobilați. N-aș spune asta, aș spune că e un individ extrem, extrem de cinic, dispus să facă orice pentru a nu fi evacuat din peisaj, pentru a fi tot timpul întrebat, pentru a fi periat, pentru a fi purtat pe brațe ca un împărat, dacă pot să zic așa, eventual dacă poate cineva să-i pună dimineața o coroană de fie și de hârtie și o dea de purpură roșie pe spate ca romanii, știi? O robă. Mi se pare mai din peisajul ăsta al cinicului extrem decât al tălâmbului care calculează greșit, deși în cazul acestei crize guvernamentale sentimentul e că a calculat greșit. Și o să vedem pe termen mediu și lung de ce a calculat greșit. Eu am o părere ușor diferită, oarecum conexă. Dar nu cred că prostia explică pașii omului. Nu, eu cred că prostia e la baza tuturor lucrurilor. Mie mi se pare acest personaj, acest om, Klaus Iohannis, omul, odată ajuns în funcția asta, el a căutat două lucruri. Protocol, care presupune căciuleală, înainte paltonul de orice, paltonul aruncat. Să-i țină cineva paltonul. Da, exact. Deci, ăla e, ăsta este protocol. Aia e imaginea primului mandat. Exact. Președintele aruncând paltonul pe o mașină, că nu îl ia nimeni. SPP-ul, sclavii, proștii, alo, cineva, păi eu sunt... Înțelegi? Ăsta este protocolul și mai e ceva, liniștea. Eu l-am votat pe Iohannis. L-am votat în ambele tururi 2 la prezidențiale. Acest cetățean ne-a lăsat senzația că nu vrea liniște. Că el vrea, că sigur, orice schimbare, orice remodelare presupune, orice omletă presupune sparge ouă. Da. Orice lucru, orice reformă, orice... Păi uite, președintele Klaus Iohannis face reformă cu praf de ouă. Nu le sparge, are undeva într-un borcanel niște praf și îl aruncă în tigaie. Deci eu cred că omul ăsta este sclavul nevoii de liniște și de protocol. Iar astea două, la bază, au prostia. Nu poate fi altceva. Pentru că dacă ești un om sănătos la cap, odată ce te trezești în poziția aia, cu puterea aia, atunci când tu deschizi gura, președinte, să face liniște, să întâmplă lucruri, tu ai putere. Da, da, uite, poate a găsit o modalitate de a-și conserva și chiar maximiza puterea, carotând tot felul de reforme de genul ăsta, inclusiv desființarea SIJ-ului. Da, asta e prostie, pentru că, bun, hai să zicem, în turul 1 ai niște calcule de făcut pentru că te gândești, sigur, să ai și turul 2. Nu? Da. Dar în turul 2, omul ăsta are două variante. Statuie și bulevard cu numele lui sau un coteț. Păi nu, că la statuie visează oricum. La statuie visează. Și potrivit propriilor calcule, nu e nevoie să facă lucruri de bun simț pentru statuie. Nu. Asta e gândirea omului. Păi da, dar eu cred că e... De asta spun că e prost. Adică moștenirea pe care și-o construiește în momentul de față Klaus Iohannis e împinsul în fața al unui individ, Florin Câțu, deja compromis total din punctul meu de vedere, la niciun an de zile de la preluarea guvernării, împins care nu știu cu ce se va solda pe termen mediu și lung, să zicem că iese calculul politic și va ajunge Florin Câțu președintele PNL,
And for what? Adică care e finalitatea? Ții minte că noi vorbeam tot aici la măsuță că omul ăsta, să zicem că va ajunge președinte la PNL, la momentul la care și-a anunțat el intrarea în cursă, șansele lui erau minuscule atunci, nu coalizase puternicii liberali. Da? Reformiștii. Reformiștii, da. Domnul Flutur, băieții. Nu-i adunase în spatele lui. Dar noi am zis atunci un lucru. Dacă omul ăsta joacă așa cum începuse cu echipa câștigătoare, omul ăsta a jucat all-in. Noi am mai aflat ceva în contextul acestei crize. Am aflat de la oameni care erau cumva apropiați de el, ce e cu el de fapt, Câțu? Ce e cu el? Păi uite, de exemplu ne-a spus domnul ăsta, Mișu Negrițoiu, care a fost șeful lui la ANG, da. Ne-a spus că omul este un kamikaze. Așa, sigur, într-un singur cuvânt n-a folosit omul acest cuvânt. Este un jucător la rupere, un Jean Vlădoiu la mondialele din America, da, când a intrat un minut, a rupt piciorul. Jean Vlădoiu cu mustață. Cu mustață, așa. Ăsta e Florin Câțu. Eu l-am bănuit, l-am mirosit tot așa în lunile din urmă, l-am mirosit că este un jucător de poker, dar este cel mai prost tip de jucător de poker. E jucătorul de poker all-in, tot timpul. Care, bun, la primele două, trei mâini, presupunând că le câștigi, până să prinde masa. Okay. După aia ți-o iei de sare basca din cap. Și el a jucat all-in și aici. El n-a avut în cap altceva decât să fie președinte PNL în condițiile în care era premier. Adică totuși avea o treabă. Știi, nu era un om care aspira la un job, el fiind cu un sac în spate, la interviu, cu nefăcând altceva. El avea treabă de făcut. N-a făcut nimic. Deci această guvernare a fost un zero absolut. N-a făcut nimic, nici măcar pentru obiectivul fundamental, numărul 1 al României în pandemie, care e vaccinarea. Și ajungem la... O nenorocită de vaccinare, că nu pot să-i spun altfel. Absolut. Noi suntem... Unde suntem coada continentului. Da. Uite, întâmplător, eu am fost în concediu într-o țară, Danemarca, care a atins, cred că deja, pragul de 80% populație vaccinată cu a doua doză. Noi suntem la 28, la 29, nu știu dacă am ajuns la 30. Da. E ceva jenant și e cu atât mai jenant cu cât din discursul premierului Câțu din aceste zile înțeleg că e vina useriștilor că nu s-au vaccinat românii. E vina useriștilor și există chiar o spaimă, nu? Că de asta au dat afară niște secretari de stat dinspre USR venind ei. Că, vezi, doamne, alianța, combinația cu AUR... AUR fiind antivacciniști, ar putea periclita, cum să zic, galopul vaccinării, demersului, campaniei de vaccinare. Da. Păi nu e așa. Hai să începem bucățica asta cu altceva. Eu am văzut, cred că la Diana Oncioiu, o chestie pe Facebook, un citat din, nu știu, șeful campaniei de vaccinare din Danemarca. Și omul ăla, parcă așa era, nu știu, e posibil să mă înșel. Oricum, cineva important... Eu nu sunt cea mai bună sursă în materie de Facebook, pentru că absentez zile întregi. Cineva important în organizarea și implementarea campaniei de vaccinare în Danemarca spune așa: prima condiție este să fii cinstit și transparent cu oamenii. Asta era prima condiție. Da. Ce am avut noi? Am avut esențialii, nu? Da. Și o să vedem... Dar ne-am prins tot noi. Ajuns nimeni să ne spună, bă, uite niște esențiali pe care i-am vaccinat noi. Da, da. Adică mi-aduc aminte că în februarie-martie a izbucnit toată această dezbatere cu esențialii, pentru că colegii de la Recorder au scris, a fost un... pentru câteva zile un scurt acces la date, da, care a permis un fel de privire pe gaura cheii exact, la această chestiune. Lucru care l-a costat postul pe un alt ministru al sănătății de data asta, pe Vlad Voiculescu, dinspre USR. Da. Cum adică dai tu date? Păi
Nu mă întorc la danez. A fost făcută o plângere penală la absolut, momentul respectiv, da, nu? Da, pentru că s-au divulgat ce? S-au divulgat sediile unităților militare unde era se vaccinează lumea. Era o sală de sport la Lehiu Gară, adică nu era pentru o da. Tufă sau ceva. Bun. Doar că Vlad Voiculescu a făcut la un moment dat, atunci când se construia, când se creiona campania de vaccinare, a făcut o propunere către mai mari, da, premier, președinte, Raed Arafat, da, da. ISU și toată povestea asta. Vorbim chiar de începutul anului, începutul ca anului, să înțeleagă da. Oamenii unde e plasamentul. De-abia ajuns ministru, Vlad Voiculescu face o schemă, dacă pot să zic așa, în care propune o altă abordare față de vaccinarea oamenilor în valuri, da. În etape. Să știi că este chiar pe ecran. Exact. Am deschis-o. E o notă de fundamentare. E o notă de fundamentare a unei propuneri de-ale lui, cu care eu am primit acest document din Ministerul Sănătății și l-am verificat cu cineva din afara Ministerului Sănătății, după care l-am sunat și pe Vlad Voiculescu și Vlad Voiculescu mi-a confirmat că ăsta este documentul. Deci e un document care a fost trimis premierului, președintelui lui Raed Arafat, lui Raed Arafat. Mă rog, factorilor de decizie, da. Dacă pot să zic așa, în exact. Chestiunea strategiei armate, înțeleg. Mi-a scris de vaccinare. Vladeza cu ea trimis-o. Da. Bun, acum, pe lângă blablauri și așa okay. mai departe, o să vezi jos de tot o propunere punctuală despre cum să înceapă vaccinarea și cu cine anume și cum continuă și cu cine anume. Da, e o anexă aici. Putem să vedem acolo că este etapa 1 lucrătorii din sistemul sanitar, ceea ce mi se pare de bun simț, da. Dar etapa a doua este dedicată oamenilor bătrâni, pentru că la momentul ăla tulpinile care umblau afectau în mod special oamenii în etate și oamenii vulnerabili pe baza stării de sănătate, bolnavi cronici și așa mai departe. Da. Ăștia erau, să zicem, nu știu, prioritari, nu? Da. Mai văd aici ceva, totuși. Da, acolo scrie administrația prezidențială da. La oaltă cu bătrânii țării. Vlad Voiculescu a refuzat să-mi răspundă la întrebarea despre administrația prezidențială la etapa asta, dar mi-a explicat altcineva din, n-am voie să-i spun numele, că n-am cerut voie să-i spun numele, mi-a explicat că scopul a fost să accepte Iohannis. Superb. Deci, protocol. Că e vorba de prioritate, nu? Da, da, pot să trag de aici concluzia că până și cei de la USR Plus s-au gândit în paradigma asta a servirii președintelui pentru a-și atinge o parte din scopurile. Evident că asta a fost. Nu știu dacă a făcut-o, repet, Vlad nu mi-a explicat ce e cu asta. Cel mai probabil asta a fost. Nu știu dacă a fost inițiativa lui, pentru că nu mi-a explicat până a treia oară, sau dacă a fost sfătuit să facă asta în speranța că l-atrage pe marele nostru președinte, marele nostru om de stat, Iohannis Claus, să susțină genul ăsta de știi așa. Că noi am discutat un pic înainte și să intrăm în emisie. Două secunde. Și esențialii da. Sunt abia după aia. După aia, exact. Mă rog, da. De fapt, piramida în realitate a fost inversă. Fix invers. Sigur, doiul cu treiul inversate. Noi am discutat un pic de documentul ăsta înainte să intrăm în emisie și habar n-am care a fost reacția dinspre administrația prezidențială, apropo de această notă de fundamentare. Tot ce am reușit să fac... Dar cred că l-au simțit prost pe președinte, cei de la USR Plus, dacă chiar a fost o strategie. Hai să băgăm în etapa a doua administrația prezidențială, poate să dă ștampila de aprobare, pentru că realitatea ne arată că președintele a fost mai interesat tot de epoleți decât de oamenii din administrația prezidențială. Suntem într-o zonă de speculație aici. Da, nu, da, da, nu e o zonă de speculație, evident. Dar realitatea factuală e că pe 15 ianuarie în România duduia vaccinarea epoleților.
Absolut, da. Despre ce vorbim? Da, am scris împreună, dar eu i-am prins pe aia ziariștii de la Botoșani. Da. Care erau, de fapt, patron de presă. Știu, dar aia e o chestie locală, sigur, că se știu ăia între ei. Hai să vedem care a fost comandamentul top-down dinspre statul român. Mie mi se pare că asta este un picuț game changer, apropo de, iarăși, inputul, sigur, a șaptea oară spun, nu îl cauționăm pe Vlad Voiculescu, nu îl slăvim, nu suntem în corul așa, dar în acest caz mie mi se pare că a procedat corect. Dar nu e vorba despre Vlad Voiculescu aici, e vorba despre un document care a fost sub nasul unor factori de decizie din statul român, care s-au uitat, probabil au râs și au zis, hai bă, că facem tot ca noi. Da. Esențialii imediat după medici și după aia mai vedem și noi cu restul. Și dacă ne mintim noi, o scurtă paranteză, luni de zile mai târziu, după începutul vaccinării, noi constatam, de exemplu, că în casele de bătrâni, în azilurile de bătrâni, unde încă erau oameni care nu fuseseră vaccinați. Peste jumătate, da, statistic, nu? Da. Bă, da. Niște date publice ale statului român. Ovidiu, în ianuarie și în februarie, noi la De la Zero am scris câteva articole despre acest subiect. Da. La momentul respectiv, statul român publica săptămânal statistici referitoare la cei vaccinați în centrele rezidențiale ale statului. De la jumătatea lui februarie încolo, n-au mai publicat. Nu cred că e o coincidență. Adică au publicat vreo 3 săptămâni când au văzut că sunt, vorba ta, toporizați de presă, pe bună dreptate, n-au mai publicat, pur și simplu, aceste date. Încă o dată, asta era realitatea atunci. Virusul, în formele lui de la acel moment, afecta bătrânii și bolnavii cronici. Da. Nu e logic să-i vaccinezi pe aia. Este, dar ți-aduci aminte că și anul trecut, la un moment dat, anunțau focare de infectare în cămine, absolut, de bătrâni, după, da, care au dispărut datele astea din peisajul public? Erau doar, pentru că focat, se vedea, da, acolo, da, 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 că alea se înmulțesc, exact, de la săptămână la săptămână, de la lună la lună. Exact. Pentru că statul era incapabil și acolo, în curtea lui, să, bine, gestioneze. Da. Pentru asta, iarăși, eu nu sunt specialist și nici tu, dar cred că e de bun simț, nu? Acolo e vorba de mobilitate. Oamenii sunt acolo și stau acolo. Da. E logic că stând acolo și probabil cu mobilitate la propriu, mobilitate redusă, nu pot să iasă în fiecare oră, nu știu, la aer, așa, stau acolo. Bun, vaccinarea a fost de la început un exercițiu administrativ ratat. Un cataclism. După care, de pe la mijlocul, sfârșitul primăverii încolo, moartă complet. Moartă complet, dar totuși în același timp premierul Florin Câțu încerca acele campanii de imagine. Îți mai aduce aminte clipurile alea când își bea cafeluța, ce reprezintă vaccinarea pentru tine? A măsurat cineva dacă, nu știu, dacă tot vorbim în chestii administrativi, care a fost, până la urmă, efectul care poate fi măsurat obiectiv al respectivei campanii de imagine? N-a măsurat nimeni. Singurul lucru care e cert sunt banii care s-au pompat de data asta sub forma de plată pentru această campanie către prietenii din presă, nu? Eternii la primirea Antena 3, RTV și Digi și alții. Da. Da, mare asta, succese asta ale întâmplat guvernării. Da. Bun, aici, dar putem să introducem și partea de guvernare Ludovic Orban, nu? Absolut. Că acești bani, absolut, trimiși către prietenii noștri din presă. Orban a făcut-o pe cea au mai debutat tare de anul trecut. Orban a dat pe bune cu hotărâre de guvern. Bani de ajutorat presa, într-ajutorare, nu știu cum dracului să-i spun. Da. Sigur, mascată și aia într-o formă de campanie în care urla colonelul Gheorghiță și doamna Mahler să ne spălăm pe mâini. Atunci n-aveam vaccin. Acum, având vaccin, s-a mutat campania pe vaccinare. Uite, știi, e important să mai spunem ceva, ca să, da, le punem cumva în ordine. Câțu, acest mare om de stat, da, aflat în marea campanie, asaltul către marea funcție de președinte al PNL, adică tăia capul, îl toporizează pe Vlad Voiculescu pentru că dă date, îl toporizează pe Stelian Ion pentru că n-a făcut nimic pentru Sigi, el fiind cam singurul care a făcut un pas evident
concret, închis, indiscutabil, pentru desființarea Siș. Și acum Florin Câțu își apără campania de vaccinare, care e un cataclism. Vedem că din cauza lui, pentru că în momentul în care el a făcut acest twist, probabil multă lume s-a scârbit. Și o fi zis, bă, nu ai mers la nicio vaccinare, să vaccineze poleții, cum spui tu. Da. Da? Că ți-ai ostilizat oameni. Dacă le spuneam, băi, oameni buni, bătrânii, bă, sunt primii, că ea mor. Mor bătrânii, bă, nebunilor la cap. Cum să spui că e ok să mor un bătrân? Păi poate mai trăiește o lună, două, 2 ani, 5 ani. Cine ești, mă, tu să spui? Sau bolnavii cronici. Ți-aduce aminte interviul secretarului de stat Andrei Baciu în revista aia, Times of Africa sau cum? Andrei Baciu este primul civil în ierarhia campaniei de vaccinare. Deasupra lui este doar colonelul Gheorghiță, care e colonel. Da. Deci despre asta e vorba. Andrei Baciu, care e o nulitate, despre care eu personal am scris... Dar nu contează scris, că e o nulitate, contează nu, că e în echipa câștigătoare. Contează că e o nulitate și contează că este omul lui Bușoi. Lucru pe care eu l-am probat jurnalistic cu toate lucrurile pe masă, da? Da. Bușoi, care este prăduitorul sistemului de sănătate. Da, uite, premierul Florin Câțu nu simte nevoia să ne spună nimic nici despre Andrei Baciu, nici despre colonelul Gheorghiță, cu atât mai mult, Doamne ferește, despre președintele Klaus Iohannis, dar pe de altă parte simte nevoia să ne spună că au greșit ăștia de la USR și că de aia nu s-a vaccinat lumea în România, deși faptele luate bucățică cu bucățică de la săptămână la săptămână arată pe invers. Realitatea nu se pupă cu declarațiile lui Florin Câțu. Asta e o problemă cumva perenă în mandatul Florin Câțu. Nu se pupă faptele cu ceea ce omul spune pe gură. Păi, tocmai am stabilit că acuză niște lucruri pe care el însuși le-a făcut. Nu, da, omul ăsta a toporizat ab initio campania de vaccinare până această decizie, da, care e strâmbă conform acelui lucru de mare bun simț spus de acel specialist danez citat în postarea, da, că trebuie de care să fii cinstit cu oamenii. Cinstit cu oamenii. Să fii deschis. Bă, dar eu nu înțeleg. Vezi, ratăm moment după moment. Povestea asta cu pandemia în general și cu vaccinarea după aia era o chestie în care totul era benign. Nu era imputabil nimănui. Era o chestie de unitate la modul, bă, ne-a venit un virus peste noi și noi trebuie să ne protejăm și după aia să împărțim niște vaccinuri după ce apar ele. Atât. În momentul ăla, ce dracului să am eu cu tine și tu cu mine? Că nu ai făcut tu virusul, nici eu. Înțelegi? Era un moment în care să zicem, bă, ăștia suntem, sistemul sanitar e cum e, aia e cum e. De fapt, nu. Toată povestea a fost despre cașcaval. Atunci când n-a fost despre protejat vagabonzi. Normal că omul mai simpluț la cap, mai asta spune, marș, bă, încăca cu vaccinul, sau să duce spre ea cu QAnon, cu da, aur, cu ale. Adică înspre Balamuc, că ăla e Balamucul. Iarăși, n-avem să discutăm despre asta. Ți-aduc aminte că toată primăvara și toată vara Florin Câțu a vorbit doar despre măsuri de relaxare. Deci a vrut omul să transmită ca mesaj politic e că lucrurile merg spre bine, nu avem de la un punct încolo de luat decât decizii de destindere, de revenire la normal, de băut cafeluța la interior, ai văzut frumos în clipuri. Trebuie să-ți reamintesc că nu pot să nu-ți reamintesc de fiecare dată drona aia la Ministerul de Interne, cu toate armele ministerului și Bode, care făcea și el, îndemna lumea la vaccinare, spunea Bode că e bine. Acum, că... Bode acum e interimar la ce? La justiție. La justiție, da. Da, corect, da, 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 da. Omul e la justiție după ce? După și... comunicații, după transporturi. Ba chiar, nu știu dacă Bode sau altceva, că știu că am râs atât de tare de nici n-am putut să citesc textul ca lumea știrea respectivă. Pe surse a apărut așa că gata, va fi sacrificat Câțu, mă rog, într-un fel, whatever, și va fi propus Bode. Adică e ceva așa, eu mă aștept, nu știu, să deschid ușa la debarat să iasă Bode la mine în casă sau ceva. Este ceva monstruos. Uite, mă bucur că permitem să fac o mică revenire la justiție în chestiunea Lucian Bode.
Am citit acum câteva zile pe Hot News că procurorii încă constituie probatoriu în acel dosar care vizează încă accidentul de mașină al ministrului Lucian Bode. Dacă nu-și mai aduc aminte oamenii, rezumatul foarte scurt e că SP-pistul care îl purta pe Lucian Bode pe bancheta din spate slaloma printre mașini pe dealul Negru, dacă mi-aduc bine aminte, sau undeva pe în zona respectivă, s-a întâmplat un accident cu niște cetățeni polonezi. Cred că noi aici, dacă facem repede, numărăm pe degetele de la o mână potențialii oameni care ar fi putut fi audiați, găsim vreo 4-5, nu mai mult, și totuși, la un an de zile distanță, parchetul general încă investighează dosarul accidentului Lucian Bode, care între timp a ajuns și ministrul justiției. Păi e posibil să fie la asta, la LICU, la SUPC, la secția... Nu știu unde e... Nu știu unde e, dar am văzut această știre de acum câteva zile și mi-am adus aminte că și eu am trimis o solicitare de acces la informații de interes public către parchetul general spre finalul anului trecut și primisem exact același răspuns. Că oamenii se lucrează, se constituia probatoriu, se audiau martori. Ce martori? Martori sunt SP-pistul, ministrul Bode care dormea pe bancheta din spate, două părți vătămate, acești doi cetățeni polonezi care erau în mașina acroșată și un motociclist care a filmat toată scena, că au existat imagini video la momentul respectiv. Erau pe YouTube. Nu știu dacă mai sunt pe YouTube momentan, nu m-am mai uitat. Erau. Acest individ a ajuns ministrul justiției. Justiția trebuind să-i închidă dracului odată dosarul ăla, ca să zic așa. Închid paranteza cu justiție ca să avem și dimensiunea asta. Mai am eu una. O continui eu, nu închidem. A fost accidentul de muncă cu muncitorii care săpau ilegal complet într-o poveste nelucidată, mă rog, am scris despre aia după aia, la Ministerul Culturii, la Biblioteca Națională, zona aia, da, sub bagheta primarului Negoiță, care îi coordona fizic de acolo, adică el mergea acolo, da? Am sunat și eu să întreb ce s-a întâmplat acolo și acum vreo două săptămâni deja, cred că au trecut, am aflat după mari insistențe de la parchet că au fost audiați 13 oameni. Probabil în ultimele două săptămâni au mai fost audiați câțiva. Mi-a răspuns, uite, dacă tot am ajuns aici, dacă poți să pui tu, te rog, că ai răspunsul ăla, mi-a răspuns până și primăria sectorului 3, că am întrebat-o ce e cu povestea asta și ce s-a întâmplat acolo, și mi-a răspuns spunându-mi că, domne, să lucra fără autorizație, dar cumva sugerează ei că nu ar fi fost nevoie de autorizație sau ceva de genul ăsta. Da. O mizerie sinistră, dacă ar fi să luăm la mână documentul ăla, întâmplarea face că ei spun că puneau asfalt peste un drum deja existent. Cumva asta încearcă să spună, mă rog, cu mult talaș, acest document. Păi acolo nu era drum. Acolo erau niște scări pe care am urcat noi doi, dacă ții minte, acum, nu știu, un an de zile, da, când am avut la un moment dat treaba acolo. Deci nu era drum. Cum spune acolo, făceau... lucrări de întreținere periodică și reparații curente la infrastructura de transport și instalațiile aferente. Încă o dată, acolo nu era o infrastructură de transport, nu era o stradă. Da. Ei au făcut o stradă cu acces inclusiv pentru mașini de pompieri, deci pentru tonaj, deasupra unor scări de oameni, scări, trepte. Asta era acolo, unde a făcut acest nenorocit de Negoiță marea lucrare. Marea lucrare. Da. Da. Nu, mă uitam în document, nu știu de ce aveam impresia că scria ceva de asfaltare la un moment dat, s-ar putea să fi văzut eu greșit, dar chiar, zice, prin așternerea unui strat de asfalt. Încă o dată. Păi stai un pic, că muncitorii respectivi n-au murit că a căzut o bucată de asfalt pe ei, da, ci pentru că săpaseră o groapă.
Deci înainte de turnat asfaltul, totuși acolo se săpa, da, se scoteau. El încearcă să sugereze. Era un mal de pământ. Acest ordinar încearcă să sugereze că, nu știu, masa asta era și el n-a făcut decât să lipească aici pe colțul ăsta ceva. Și Sanchi nu avea nevoie de autorizație. Da. Ori, încă o dată, pe scările alea am urcat noi doi. Adică eu aștept justiția română să văd și eu cum gestionează povestea asta. Că dacă povestea rămâne ca el, că n-avea nevoie de autorizație pentru că avea că a pus asfalt, eu plec din țara asta. Că înseamnă că orice mafiot poate să-mi spună mie că acum e ziua, când eu mă uit pe geam și e noapte. Da. Și atunci nu mai am ce să caut aici. Eu, Ovidiu, asta nu e o chestiune care ține propriu zis de criza guvernamentală, deși, dacă ne gândim bine, având în vedere prietenia de dată recentă dintre PSD și PNL, s-ar putea să devină inclusiv chestia asta. Teoretic nici nu mai e la PSD, acest monosilabic. Da. Acest băiat, tu l-ai văzut cum vorbește? Da, paranteză la paranteză. Da. Băi, redus mental. Dar nu despre asta e vorba. Da, Nu. Aici e o speță judiciară. Știu. Și dacă vorbea, deci dacă vorbea bine, nu mai era speța judiciară? Da. Dar măcar ziceam, bă, uite un băiat. Nu ziceai. Nu tot ziceam. Nervos erai. Un nenorocit, dar măcar e compus, e ca un om. Cum a ajuns? Cum ne îmbârligă ăsta? Ne spune nouă că punea asfalt când acolo erau scări. Poți să-ți aduc aminte și că această minunată lucrare s-a întâmplat în curtea unui minister condus tot de un membru absolut PNL? Că... Așa, ca să încheiem inclusiv în această notă guvernamentală povestea asta cu negoiță de la sectorul 3. Hai să închidem și paranteza asta, da, și să revenim totuși la criza guvernamentală. Am discutat de justiție, am discutat de vaccinare. Hai să venim în zilele noastre, dacă pot să zic așa, cu ce se întâmplă, ce s-a întâmplat ieri, alaltăieri, cu ce s-a întâmplat astăzi, cu chestiunile legate de moțiune și poate chiar și cu această prietenie PNL, PSD... La moțiune nu e mult de discutat. Pe care oamenii o neagă, din nou, un lucru care... Da, nu se vede, da. Vorbele premierului Câțu care nu se pupă cu realitatea. Da. N-avem nicio treabă cu PSD-ul și totuși 5 ședințe ale biroului permanent din Parlamentul României nu au kvorum că nu se prezintă cine? PNL și PSD. PSD. Ba mai mult... Acuză USR cu AUR, care sigur în această imbecilă, dar cumva unică variantă de conjunctură, de uneală de conjunctură, nu știu cum să zic, da. Adică eu n-aș vrea să intru în zona asta prelipceniană, este alianța, nu, e o chestiune punctuală, nu știu dacă ție ți se strică mașina, mă dau și eu jos dacă merg în spatele tău și vă compingi să-ți dau un brânci. Da. Că avem același scop, eu să trec mai departe și tu să te dai pe marginea drumului. Cam aceeași poveste. Mi-e greu să cred totuși că există vreo înțelegere sau că va fuziona USR cu AUR. Este totuși prea mult, chiar și uitându-ne la ce vedem deja astăzi, e greu să imaginezi, da, așa ceva. Și atunci nu, e o alianță de conjunctură, dar premierul a spus... Ieri, l-am văzut eu cu ochii mei la Antena 3, a spus că aceasta este o alianță USR-AUR-PNL, în condițiile în care, cum corect spui tu, ieri a fost unul dintre momentele în care PSD... USR-AUR-PSD, nu PNL. USR-AUR-PSD, pardon, da, scuze, da. Mă scuzați, sunt obosit. Moment din ăsta în care PSD a ajutat PNL. Da. Deci nu AUR și USR, nu, e, ci PNL a ajutat PSD-ul. E cumva în spirit cu totul românesc această plimbare a PSD-ului. Uite, hai să de la un fost sau actual membru al coaliției de guvernare la altul, bai al tău, exact, bai al meu, bai al tău. Bai, știi, toată lumea îi aruncă pe ăștia de la PSD, acum, care sunt foarte fericiți acum. Acum adică, scos-o pe gură. Declarația aia de ieri de care îți vorbesc eu, în care USR-ul era acuzat că a pactizat cu PSD-ul, de premierul care era protejat cu 3 ore mai devreme de PSD, declarația a fost la Antena 3. Eu am fost unul care știe toată lumea. Ești deja fan că sunt Antena fan. 3, da. Și eu mi-amintesc cum premierul spunea că el nu are ce căuta acolo, că el urăște, că aia nu e...
Adică avea retorica asta la început, înainte să fie premier, cel da. Puțin. Cum să te duci acolo? Că asta e o jignire, o insultă, că aia nu e pre... Eu am asistat la genul ăsta de retorică, dinspre el. Și ieri a fost la Antena 3. Hop, Florin Câțu la Antena 3. Da. Uite, apropo de Antena 3, am mai deschis și eu televizorul în ultimele zile, nu mi se întâmplă foarte des, dar am nimerit tot pe Antena 3. Abia ieșise, cred, Dan Barna de la Cotroceni, de la întâlnirea de mediere, nu știu cum să-i zic, cu președintele Klaus Iohannis, nici o mediere, da. Evident, și cei de la Antena 3 prezentau niște imagini cu Dan Barna cum urcă scările la Palatul Parlamentului, era așa un covor roșu, era o filmare de deasupra, da. Și mă rog, era o burtieră și un discurs legate de faptul că e groghi omul, că i-a dat, și că i-a dat greu Iohannis, președintele, da. Și că ciofii aflat om. Și m-am uitat așa vreo două minute la imaginile alea, le-au reluat în buclă. Într-adevăr, Barna punea un picior mai la dreapta, unul mai la stânga. Dar de ce? Da. Pentru că se uita în telefon, Ovidiu. Deci da. Era un cadru de deasupra, îl vedeai într-adevăr pe Barna, urcând așa mai greoi niște scări, dar se vedea în același timp că omul stă cu ochii în da. Telefon, da. Vorbea cu cineva, juca Tetris, nu știu ce făcea. Da, mă rog, făcea ce făcea el în telefon. Da. Dar era clar pentru orice privitor de bun simț că are mersul legănat al omului care să uită în telefon în timp da, ce urcă da, niște scări da. Și sigur, dacă ar fi mai fâșneț, ar risca să pice în nas sau ceva de genul ăsta. E, nu, ăștia de la Antena 3 aveau un discurs despre Uniunea care subminează România, nu știu ce, și Barna care era groghi după ieșirea de la Cotroceni. Adică, știi, un tip de montaj care era contrazis chiar de ce vedeam eu cu ochiul liber, da. Și anume că Barna se uita în telefon. Da, chestia asta, eu, spectator, telespectator fidel la acest mare post de televiziune, Doamne, ce abjecție, nu vine să cred ce fac, că mă uit acolo, dar asta e, cred că e o parte de meserie. Cum... Așa, eu am văzut asta de zeci de ori, de zeci de ori. Ce, montaje de astea? Genul ăsta de da, lucru, da, 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 da. Adică e ceva așa, super... Nu, mi-am amintit cumva în contextul mențiunii tale de mai devreme că s-a da. Dus și Câțu acolo. Probabil că da, Câțu e foarte acolo. Fericit cu ce vede zilele astea pe Antena 3, nu? După ce, până de curând, el a fost toporizat gravisim de Antena 3, care îl percepea drept un micuț... nu știu cum să-i spun... sexo-marxist de ăsta. Da, uite ce ne zice Bianca în cască, că dacă are chef să uită la Antena 3, să uită și singură, fără să-i povestim. Am înțeles, da. Ca un semnal că trebuie să trecem ușor mai departe. Nu, e și, de fapt, corolarul acestui segment de discuție e că premierul Florin Câțu și-a găsit un nou aliat reformist, Antena 3. Antena 3. Cam asta e. După ce am văzut toată pleiada aia de reformiști, Flutur, Bode, Benoni, doamna Turcan, mă rog, acești oameni valori care au făcut și reformiști și de multe multă reformă și în spate umbra lungă a președintelui Iohannis, cel mai reformist dintre da. Toți. Iată, vedem și această alianță de conjunctură în aceste zile cu televiziunile prietene, dacă pot să zic așa. E simplu. Progresiștii, cei mai progresiști, sunt percepuți de acești oameni cu status quo, cu suporterea status quo-ului, tot ce înseamnă restul clasei politice, plus în media, Antenă, RTV și așa, sunt percepuți USR plus. Ei sunt cei mai progresiști. Câțu era un fel de mini-progresist și sigur n-ar fi fost bine să iasă Câțu la PNL. Dar în momentul în care Câțu a omorât alianța, da, și-au omorât partenerii, adică adversarii de moarte ai acestor oameni, brusc Câțu a devenit frecventabil. Și iată, ieri a fost la Antena 3. În da. Fine, cam asta e ideea. Hai să vedem totuși despre ce e vorba. Toată povestea asta este despre Congresul PNL, care da. Se va întâmpla în 25 septembrie. Adică în momentul de față toată lumea trage să se întâmple sau să nu se întâmple anumite lucruri până pe 25 septembrie. Inclusiv la povestea cu Tabăra Mulțumim. Orban ar vrea să-l vadă până atunci pe Câțu fără funcția de premier. Câțu vrea să facă tot ce e românește posibil, exact. Nu doar omenește, exact.
ca totuși pe 25 septembrie încă să fie premierul României, ca să aibă ce să le vândă ălora din partid. Bun, hai să vedem cine sunt oamenii care candidează, care se înfruntă, da? Care să toporizează, să omoară, să schingiuiesc, da? Pentru această funcție. Despre cât o am vorbit până acum o oră întreagă, putem să-l parcăm puțin. Celălalt om este domnul Orban. Domnul Orban, și că Orban, mi-e foarte greu să-ți spui că serios, mi-e greu și mie. Și că Orban este un personaj contra naturii. El nu e nimic. El nu e nimic. El este un broker de poziții, tu mă susții pe mine și eu după aia te ajut pe tine să faci bani. Asta este, ăsta e liberalismul propus de Orban. Noi știam asta, și eu și tu, și oamenii care se uită la, să zicem, politică. Cine l-a văzut pe domnul Orban în ultimii 25 de ani pe scena politică, știe mișcările personajului. O singură mișcare, asta a fost, singura mișcare a lui. Dar acum Orban m-a uimit pe mine și spun cu ce. O chestie care a trecut foarte ușor pe sub radar. Eu aproape că, nu știu, m-a durut stomacul atunci când am citit-o. S-a dus la un interviu, deci public, nu auzit sau filmat cu ceasul sau ceva, și la interviu ăla a spus așa: domne, sunt dezamăgit de Câțu, pentru că noi aveam o înțelegere. Urmărește-mă atent. Aveam o înțelegere și noi doi. El să nu mă contracandideze pe mine la partid, eu rămân la partid președinte, el rămâne premier cât o rămâne premier și după aia eu îi dau postul de guvernator al BNR. Și m-a dezamăgit. După aia când își termină mandatul de premier? După ce își termină mandatul de premier. Bă, tu înțelegi ce e aici? Adică omul ăsta, cum să spun, nu numai că face asta, dar a ajuns atât de defazat, de departe de realitate, încât îi se pare atât de normal de o spune public el. Eu dacă aș fi fost în situația lui și ar fi venit, noi auzisem chestia asta, da? Uite, Bianca noastră auzise în mediul de business și mai mult. Știa. Și eu știam și tu știai. Dar, na, auzim multe. Până la proba regină, rămân folclor. Nu ne apucăm să vorbim. În cazul de față, chiar brokerul de putere a venit și a zis, eu am făcut asta. A venit el, băi, oameni buni. Mă, voi vă dați seama ce e ăsta? Păi eu te întreb pe tine dacă acest Câțu era pictor, îl punea la BNR? Păi ți-am zis că BNR-ul au pinacotecă. Am terminat. Au pinacotecă, așa că un pictor e binevenit. Nu, serios, voi vă dați seama, adică ăsta face troc, face tranzacții, acest târgoveț de anii 80, înțelegi? Acest bișnițar ordinar, manelar și folchist. Da, nu te supăra. A ieșit de la emiterea declarației respective premierul Câțu să nege acest lucru cumva, să zică nu e adevărat, domnule, nu mi-a oferit nicio funcție și cu atât mai puțin am acceptat eu așa ceva. Nici nu m-am mai uitat, pentru că e foarte greu să cred că Orban minte spunând ceva nasol în principiu despre Orban. Mi-e greu să cred, ca și când aș zice eu, bă, eu sunt ultimul om, băi oameni, sunt ultimul prost de pe pământ. Nu se poate așa ceva. Bă, încă o dată, voi înțelegeți despre ce vorbim noi aici? Omul ăsta a făcut tranzacție cu poziția de guvernator al Băncii Naționale. Da, din nefericire pentru el nu i-a ieșit, nu? Și n-a văzut nimic în neregulă cu asta. Păi nu vede nici în continuare. E cred ca că... și, încă o dată, ce am vorbit noi. E ca și că zice, aia bă, Vlad, că am stabilit două închizi, mă ajut și pe mine să mut pătul ăla de cocendă. Ovidiu, ce ai vrea să vadă în neregulă la o asemenea mișcare un ins, precum Ludovic Orban, care pe la începutul anului trecut, când se schimbau în toată țara toate garniturile roșii ale PSD cu garniturile galbene ale PNL, spunea că e pe principii de competență. Absolut, da. Că ce, dacă e competent, mi-aduc aminte și acum, dacă e competent, vreți să nu-l numesc? Da. Bă, toți competenții erau cu carnet de membru de partid PNL. Absolut toți competenții. Nu se mai găsea competență în nicio altă zonă administrativă în România. Doar oameni cu carnet de partid PNL.
Ăsta e domnul Orban. Acești oameni... Care între timp a descoperit și familia, biserica, adică toată vara ne-a vorbit de valori conservatoare, da, tradiționale, da, da, naționale, nu știu ce în capul lui. Ca orice limbric din ăsta care simte că se duce într-o zonă din asta de marginea lucrurilor, s-agață de astea. Bărbosul, familia, adică se duce către miezul ăla de, știi, de ultimul om, ultimul resort al ultimului om, știi? Da. Știi ce e trist? Că exact în contextul lucrurilor astea pe care le discutăm noi acum despre Ludovic Orban, în aceste zile Ludovic Orban face figură de omul bun. Exact. Vezi, ce mă deranjează pe mine cel mai tare în țara asta sunt situațiile astea profund românești în care vine dracu și trebuie să zici, uite bă, e mișto și dracu. E, în ideea asta, uite, mi-a venit acum, exact acum când vorbeai tu, m-ai iluminat, întrebare. E 25 și suntem amândoi la Congresul PNL. Tu cu cine votezi? Serios? Să mor de temin. Îmi dau demisia din PNL. Exact. Serios. Mă duc la băutură, nu știu, ca să-mi dau să-mi nec amarul ce-am căutat eu acolo. Știi? Deci, în mod normal, la Congresul PNL, oamenii ar trebui să rupă biletele alea de vot în două și să propună a treia cale, știi, ca la Tony Blair. Nu știu, Ovidiu, serios, ce să alegi între Florin Câțu cu tot bagajul lui din ultimul an și Ludovic Orban cu tot bagajul lui din ultimii 30 de ani? Da. Adică oamenii ăștia deja sunt străvezii. Doar cine vrea să vadă în ei altceva vede și inclusiv zilele astea, probabil că Ludovic Orban le pare vreun fel de campion al democrației. Unora, sper că nu mulți, doar că nu prea e omul. Adică, Da, din nou, sistemul de referință, da? Îl compar pe unul cu celălalt. Ovidiu, văd că dintr-o dată Ludovic Orban are mari speranțe de la Curtea Constituțională în această perioadă, după ce anul trecut ne spunea că Curtea Constituțională e cu borfașii, atunci când Curtea Constituțională constata că guvernul Ludovic Orban amendează aiurea cetățenii. Odată păi nu, că de aia mi-aduc aminte. Una și cu avocatul poporului. Da. Cu Renate Weber, da. Că era Renate Weber. Păi și dacă era, dă-i un rang în cap. Dacă atâta te duce capul. Păi dă-o jos corect. Eu nu spun că e bună Renate Weber. Sau că a avut o abordare de avocata poporului ieșită din, așa, strălucită. Nu. Sub nicio formă nu. Dar nu poți să-i faci ceva pe lângă lege. Când suntem într-un cadru, nu? Da. E inadmisibil așa ceva. Au încercat și a ieșuat. Da, deci asta este. Ovidiu, suntem trecuți deja peste ora de emisie pe care ne-o propunem de fiecare dată. Hai să mai zicem ceva. Te rog. Mai avem o informație, nu știu, poate servește cuiva. E bine să o spunem noi primii. Pe 24, adică cu o zi înainte de Congresul PNL, nota bene, da, la București va fi președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care vine să semneze PNRR-ul. Sigur, de semna, probabil că se va semna formal, da, dar atunci vine să facă, mă rog, chestia aia de PR, de unitate. PNRR care va fi aprobat până la data respectivă. Da, adică da, să spunem că această dată de 24 vizează un tip de prezență formală, da, care să împlinească, să fie un fel de ultim pas de comunicare publică în această chestiune a aprobării planurilor de reziliență. Așa, protocolul. Că protocolul, uite, da. Uite, da. Dar vezi, uite, păi o să apară președintele, nu? Exact, acolo. Da. E, vezi că uite președintele care sigur are un interes direct pentru ce urmează a doua zi după această întâlnire, a făcut în așa fel încât președinta Comisiei să vină cu o zi înainte de așa. Probabil că va fi pe acolo să bage capul în poză și favoritul președintelui, da? Marele nostru premier Câțu, care să va împăuna cu PNRR-ul, nu? Că dacă el va mai fi premier până la momentul respectiv. Din ce am văzut astăzi, cu câteva cel ori mai probabil, să da, intrăm în povestea noastră, da, cel mai probabil așa va fi. Da, deci ăștia suntem. Da. Ăștia suntem. Eu dacă aș fi Ursula von der Leyen, aș vorbi cu președintele că, na, sigur, nu pot eu să mă bag în strategiile lui cu justiția, cu SIJU, deși comisia e una, comisia, adică subalternii dânsei, entitate care spune că nu e ok SIJU. Da?
Eu dacă aș fi acolo, ok, cu Iohannis aș vorbi, dar aș spune că nu vreau să fie Câțu acolo. Uite, poate ne aude cineva de la comisie să facă un dăsta așa. E, da, Bianca ne spune în caz că nu e treaba lor să se implice în politica externă, dar Ursula von der Leyen poate să spună eu nu vreau să stau la masă cu cineva care are alegerea a doua zi pentru un partid anume de la voi din țară. Tocmai ca să nu mă bag în viața internă, nu, democrația internă a partidelor românești, nu vreau să vină niciun contracandidat de mâine, de a doua zi, nu? Ar fi frumos. Uite, ar fi frumos, da. În fine. Mă îndoiesc că se va întâmpla asta, dar... Probabil că nu se va întâmpla, ar fi un gest european. Da, ar fi ceva frumos. Da. Ovidiu, reiau ideea de mai devreme. Mă bucur că ai făcut această precizare legată de PNRR, că și PNRR-ul e unul din lucrurile invocate în aceste zile. Absolut. Am auzit chiar de la premierul Câțu, nu? Da, da. Tânguieli, cum că... useriștilor ne lăsați cu PNRR un drum, cine o să-l mai semneze? E, iar eu cred că el a făcut așa. Iată că el se după va semna. După ce au plecat microfonul, a zis, yes, am scăpat de ăsta și eu mă duc cum ar veni așa, pe munca ăluia. Mie nu-mi place de Cristi Ghinea, să ne înțelegem. Dar totuși omul a centralizat tot acest efort și până la urmă avem acest PNRR fără să fim ultimii sau penultimii, cum ne-am obișnuit în istoria noastră europeană, nu? Da, totuși, hai să spunem și lucrul ăsta, și fără să scăpăm foarte repede de chinurile facerii acestui PNRR. Acum, adică stai puțin, ce vrei putem și să tu... ne amintim de martie, de aprilie, de mai, de tot acel du-te-vino între București și Comisia Acum, Europeană, și tu de rahaturile alea fanteziste cu proiectele de investiții care numai verzi nu erau ale statului român și tot așa. Da, da, noi avem acum, cred că unica ocazie să fim în primii 20 din 27. Da. La propriu în primii 20, nu știu, 18, 19, 20, depinde și ce se mai întâmplă până atunci, până la momentul semnării efective. Dar am putea să fim în primii 20, deci nu 26 sau 27, cum a fost forever. Constat ceea de ce... fiecare dată cu tristețe când suntem decuplați de frații bulgari, alături de care ar trebui... Am un prieten cu care de fiecare dată glumesc că ar trebui să refacem țaratul român-bulgar, un stat. Cine? Andrei Crăciun? Nu, dar cred că și Andrei, și Andrei Crăciun ar achiesa firește, la da. Acest lucru, da, prietenii noștri bulgari ar trebui să ne unim și să facem, era să zic, ce, în estul Europei. Exact. Băi nu, asta e un mare căcat, da. Bun. Da. Înainte să închidem... Hai să trecem la duh totuși, că da. Nu închidem fără duh. Exact. Dar zi ce vrei să mai zici. Păi acolo voiam să mă duc. Perfect. Încep poți tu? Da, încep eu, pentru că se leagă cumva de discuția noastră de până acum. Pentru mine, și nu e doar duhul rău al săptămânii, ci al lunii, tot am lipsit ultima lună de la regimul live. Au văzut concetățenii care se uită la judecata de acum 4 înregistrări cu colegi jurnaliști. Ne-au văzut. Sper că le-au plăcut. Sper că le-au plăcut, suntem interesante acolo, îi sfătuiesc pe cei care nu le-au văzut să intre fie în secțiunea video de pe pagina de Facebook judecata de acum, fie pe YouTube, pe contul de la zero de pe YouTube, unde găsesc toate edițiile judecății, inclusiv aceste ultime 4 ediții, unde noi vorbim despre jurnalist și credem că sunt lucruri importante pe care oamenii trebuie să le afle despre meseria asta pe care încercăm să o facem, iată, și în această seară la această măsuță. Revin la chestiune. Am discutat până acum de criză guvernamentală. Nu are cum să fie alt duh rău al săptămânii și al ultimei luni pentru mine altul decât președintele Klaus Iohannis. Din punctul meu de vedere e personajul numărul 1 al artizanul acestei crize guvernamentale. E omul care și-a ratat și rolul de mediator. Nici nu cred că l-a interesat vreo clipă să acționeze ca mediator în chestiunea asta. E omul care, din punctul meu de vedere, în chestiunea Ministeriatului de la Justiție a mințit în ultima lună, în ultima lună și jumătate, care s-a făcut că nu știe, care s-a făcut că nu înțelege lucrurile și e de asemenea omul care a spus următorul lucru astăzi, Ovidiu, într-o vizită de stat în Elveția, că na, ce se poate întâmpla că în țara arde, președintele e în Elveția, face vizite, unde a fost întrebat despre criza guvernamentală și a spus așa, nu este absolut deloc îngrijorătoare. Criza, evident. Da. Deci opinia președintelui e că
vorbim de același președinte care urmărește toate tâmpeniile cu atenție și îngrijorare, nu? Deci acest om care e în permanență atent și îngrijorat, dintr-o dată nu vede absolut nimic îngrijorător în criza politică de la București, în ruperea coaliției de guvernare și în această posibilă alianță de penumbră, dacă pot să zic așa, între PNL și PSD. Că PNL nu poate să reziste cu guvern în Parlament decât ori refăcând alianța de care tocmai s-a descotorosit, ori bătând palma cu PSD. Pentru probabil o formulă de guvern minoritar. Că altfel nu văd de ce PSD-ul ar intra la guvernare. Nu cred că au niciun interes. Ăsta e duhul rău pentru mine și fac precizarea că s-ar putea să-l păstrez și pentru săptămânile următoare, la cum se prezintă ca viziune politică, desigur. Eu aș putea să aleg oricând un duh rău, un ursar, cum îi spun eu, din zona asta de acest balet, așa, aș putea să, nu știu, Florin Roman, care mai devreme stătea să ținea de un microfon, parcă ceva rău. Aș putea să vorbesc despre Câțu, care pentru mine, la nivel personal, așa, eu îl cunosc pe om, la modul cunosc. A devenit ceva așa, un sconx, înțelegi? Eu dacă mă întâlnesc cu el, nu-i dau bună ziua. Sau, sigur, dacă sunt în interes de serviciu... Nu te ajută cu nimic. Nu, dar îi dau bună ziua să pun o întrebare. Și adică dacă ar fi să mă întâlnesc cu el, cum ne-am întâlnit în câteva rânduri la o bere, într-un context, nu-l salut. Da. Înțelegeți? Acolo m-a adus prestația lui din ultima perioadă și în special din ultimele zile, în care, repet, a devenit un om care ne spune, se uită pe geam și spune că afară este zi. Bun, dar nu-l alegi totuși pe Florin Câțu. Dar nu-l aleg pe acest personaj. Am un altul astăzi. Se numește Dan Alexe. Eu n-am înțeles niciodată. Am mai tot auzit așa în pasant de acest personaj. Știu, e un om cu netate, un hodorog, mai creț așa. Da, îl știu, suntem prieteni pe Facebook. Te rog să-i transmit salutări din partea mea. Mă rog, nu comunicăm aproape nicio situație, dar îi mai văd din postări. Este unul dintre oameni... O să te enervezi dacă zic că mi se pare un individ simpatic pe alocuri. Bun, hai să-ți arăt asta, poate schimbi... Da, nu, că știu despre ce... Știi despre ce vorbesc? Pentru că am comunicat telefonic pe această temă. Eu cu tine. Da, știu despre ce e vorba. Da, acest nimeni Popescu gen, are următoarea postare în contextul morții lui Pațaichin, care Pațaichin a fost un mare om, înainte de sportiv și așa mai departe. A fost un om excepțional și constatam și eu și multă lume, uite, Andrei Crăciun, de exemplu, a zis, e fantastică unanimitatea opiniile pozitive despre acest personaj. A fost un om eminamente bun, un om excepțional. Da. Nu am cuvinte, pur și simplu sunt. Și mă enervez și foarte tare chiar și acum, când a 17 oară când citesc chestia asta. Citez. Abia când moare cât un sportiv bătrân și uitat, se vede ce părere proastă au politicienii despre gloata care îi votează. Tot sara cum să scâncească după Ivan Pațaichin, lipoveanul care a dat o dată bine din vâslă, cum ar fi lopătat de altfel mulți din satul lui dacă farmacia nu vindea spirit la liber. Acest nimeni pe drum vorbește așa despre omul, nu vorbesc de campionul Pațaichin, încă o dată. Deși cred că pe acest prost, dacă îl pun într-o barcă și îl pun să treacă cișmigiu, îl găsim după două zile. Înțelegi? Lopătând, cum spune el. Pentru că pare așa, firav, știi, un papagal. Zice așa, omul era într-adevăr un miracol, freneticul răposat s-a dus la 70 de ani, așa că, dat fiind regimul de viață al lipovenilor, în loc să ne prefacem că ne zmiorcăim tardiv, trebuia mai degrabă să-l fi cercetat științific și metodic cât era în viață, să vedem cum de a ajuns la vârsta aia. Nu doar englezii l-au pe... Adică era un alcoolic care a supraviețuit inexplicabil, ca să traduc eu. Cum poate un căcat de om, pentru mine, asta încercam să spun mai devreme, dar de nervi mă, e unul dintre foarte puțini oameni pe care l-am amenințat. Am scris pe Facebook... Mă rog, nu poți să te felicit pentru asta. Nu mă felicita. Probabil că nu o să fac nimic în principiu. N-am voie nici... Da. Adică încerc să păstrez-o.
Dar când am citit aia, pur și simplu m-a răscolit. Da. Cât de mic poate fi acest pigment? Poți să-ți spun ceva totuși, Ovidiu? Te rog. Opinia e liberă. Oricât de deranjantă poate să fie în anumite situații, e dreptul fiecărui om să fie și prost și să spună și prostii. Oricât de tare ne-ar enerva pe noi. Îți dorești o lume în care cineva, și te întreb pe bune, nu vreau să îmi zici dintr-un impuls de nervi, da, îți dorești o lume în care cineva să vină să îi măsoare cu rigla opinia lui Dan Alexe și să-i zică asta nu intră, că e prea nesimțită la adresa unui cetățean care a fost bun și a decedat și n-avem voie să spunem lucruri prostești despre el? Eu nu vorbesc despre mortul Pațaichin la superlativ, eu și cumva unanimitatea oamenilor. Da. Nu. Eu vorbesc despre persoana lui. Știu. Adică nu-n ideea că Pațaichin rămâne în amintirea ta un om bun, da, și în amintirea lui Andrei Crăciun un om bun și în amintirea multor oameni, chiar și cu opinia lui Dan Alexe pe Facebook. Nu, dar chiar și așa rămâne. Da. Adică nu schimbă nimic. Tu te enervezi aici pentru că ți se pare o nedreptate. Mi se pare foarte nedrept. Da, ți se pare nedrept. Foarte nedrept pentru că omul ăsta n-a supărat realmente pe nimeni niciodată cu nimic. Dar nu despre asta e vorba aici. E vorba despre da. Faptul că, repet, poți să spui orice prostie și e mai de preferat, din punctul meu de vedere, o lume în care ai voie să spui chiar și prostii, chiar și prostii monumentale, uneia în care, nu știu, conform unor principii corecte, iar astea tot timpul, corectitudinea depinde de cine interpretează contextul corectitudinii. Tu s-ar putea să o interpretezi bine, dar dacă vine alt cenzor în locul tău, poate tai altfel. Sunt de acord cu tine. Ca principiu, exact cum spui tu, și ca, nu știu, salvgardarea dreptului de a fi prost, iată, și tu ești liber să-l înjuri pe Dan Alexe. E, asta, ești liber. Cel mai probabil asta o să fac. Păi asta cel ai mai făcut. Probabil, nu, asta a fost așa, încălzire. Pentru adică tine, nici da. Nu m-am dat geaca jos. Pentru formatul judecății de acum da, a fost maxim, mult. Da, știu. Și îmi pare rău că am luat-o foarte personal. Repet, omul ăsta nu merită asta. Nu merită. Sunt tot felul de... La Vadim Tudor am înjurat, am făcut ca un bine, animal. Ne-a înjurat și pe noi Vadim absolut. În timpul vieții. Exact. Da, deci n-am dat astea eu, că mortul, că morți, mă nu. Dar omul ăsta punctual, acest cetățean, acest personaj, acest om, n-a făcut nimic niciodată rău, nimănui. Nu merită asta. Pur și simplu, adică e... Dar chestia asta rămâne adevărată, faptul că n-a făcut rău, chiar și în contextul celor scrise de Dan Alexe. Atâta vreau să zic. Da, mai departe, ești liber și tu să-l înjuri pe Dan Alexe. Da, cam asta e concluzia. Da, e oricum, un om care, înțeleg că este un om care citește cărți, care lucrează cu capul, cântărește vorbele pe care le scoate pe gură, să ajungi să spui... Și am care mai are o și limbă eu, română curată, adică da, e mai urmare din posteri. Stai puțin că totuși am ajuns să-i se pară cum să zic, ceva așa ieșit în comun. Să, din păcate, sigur, da. Din păcate, da. 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 Îți reamintesc că președintele Klaus Iohannis zice peroadă. Peroadă, da. Bun, acum ar putea să apere spunând că e regionalist. Sau de gen. Da. Dar nu, acest om nu are o problemă de formă, are o problemă de fond. Și... e frustrant. În fine, ăsta este mizerabilul săptămânii la mine. Ursarul poate fi câțu, mâțu, bățu, păi nu, că aici mă obligi și pe mine să-l fac pe Iohannis mizerabil. Nu. Și nu e departe, să știi. Adică... Dacă ajuns să te ducă pe tine acolo, îmi pare rău la domnul președinte, ca să zic așa. Le mulțumim celor care s-au uitat la noi până acum, care au rezistat, desigur, peste ora de emisie pe care o asumăm de fiecare dată și evident că o depășim. De fiecare dată. Tot ca de fiecare dată anunț la finalul frumoasei noastre producții că avem și cont de Patreon, unde privitorii ne pot sprijini pe care vă ca să trăim și noi pe planetă, făcând în continuare acest format. Odată, dar n-am ajuns acolo. Uite, de exemplu, ne-ar putea sprijini pentru că tocmai ni s-a stricat acest stativ de la lumina asta dinspre tine. Încă n-a căzut? N-a căzut încă, dar suntem așa cumva cu inima strânsă.
Da, deci cam asta vrem să facem, sigur, într-o primă fază, după care dacă ajungem să trecem de nivelul ăla de dotări și așa, să, cum spui, mâncăm și noi... Ovidiu, am început să căpătăm și un pic de tracțiune, suntem deja la a 20-a ediție a judecății de acum, să sperăm că ajungem și la numărul 200, dar reamintesc, e nevoie totuși și de fise în contul de Patreon. Nu degeaba amintesc de fiecare dată, altfel... natural să va închide producția, că nu o să putem să plătim chiria unde suntem, lumina, adică sunt niște costuri, apa odată și tot costuri așa. Costuri lunare și așa mai departe și odată costuri de întreținere, dotare și așa mai departe. Cu costul energiei electrice se duce frumos în sus. Crezi că o să ajungem în situația să ne plătim curentul aici la noi? Este foarte posibil. Să stăm cu ochii pe contul de Patreon. Da. Bine, le mulțumim celor care s-au uitat la noi. Ca de fiecare dată ne vedem joia viitoare tot de la 8. Apropo de Patreon, încă un lucru. Ne-a spus cineva la un moment dat să punem alea vizibile, numărul de abonați de Patreon și suma. Am reușit să găsesc Felicitări. În final așa și sunt vizibile. Da. Eu avem, nu m-am nu știu, uitat. 300 și ceva de euro de la... 70 de oameni, am să mă abțin. Așa era acum 3 zile, 4, când am și reușit. Ca să-ți dau și o concluzie, vai de noi. Vai de noi, exact, da. Da. Vă mulțumim frumos, nu vă mai uitați la Antena 3 și, nu știu, râdeți mult în această confruntare, a spectator fiind a pigmeilor. Da. Ai și un jingle pentru noi? Da, avem, cele bune, salut! Salut.